Bună ziua, bine ați venit la IT Mall Arena. Ne găsiți pe ocazii.ro. În curând o să deschidem și un site online, se va numi timeforshop.ro. Astăzi vom prezenta o tabletă Pipo M6 Max 3G, versiunea de 3G. Așa vine cu tableta și cu accesoriile într-o cutie separată. Haideți să prezentăm prima dată ce accesorii are. O grămadă de accesorii. Deci, instrucțiunile care vin în chineză, nu cred că o să înțelegeți nimic. Încărcătorul cu adaptor. Cablu OTG pe care o să-l testăm, o să băgăm mouse, stick și merge băga și hard disk extern, dar nu am hard disk extern. Căști, căștile foarte calitative, vreau să spun, o să vă demonstrez imediat. O să desfac un pic folia. Deci, acestea sunt căștile cu logotipul Pipo. În stilul Beats by Dre. Și vă asigur că au o calitate foarte bună a sunetului. Așa, o să le împachetezi mai târziu. Așa, și aici avem un cablu USB și un cadou din partea furnizorului meu, mi-a venit un pix de touch. Să trecem la tabletă. Vine într-o cutie foarte, un carton foarte rigid, rezistent. Tableta. Haide să dăm deoparte cartonul. Pe spate este din metal, aluminiu, nu știu ce, cred că este aluminiu. Camera de 5 megapixeli, reset și flash. Pipo M6 Max cu 3G. Așa, să dăm drumul la tablet. Are Pipo Launcher, care îmi place foarte mult interfața. Vedeți ce lin merge, nu are lag, absolut niciun lag. Și dacă dați mai repede, rulează foarte rapid. Dacă dați mai lent, o să ruleze mai lent. Așa, putem intra în meniu. Are aici în mijloc un buton unde se poate intra în meniu. Am rulat eu AnTuTu Benchmark. Haideți să dăm la ranking. Bar chart. S4, HTC One, Sony Xperia Z, Google Nexus, Galaxy Note 2 și apoi Pipo M6. Mai Davis, 17.332. Haideți să dăm la Davis Info. Deci vine cu Android 4.2.2.
placa video Mali 400, rezoluția ar trebui să fie 2000. Este exact același ecran ca la iPad 3, iPad 4. Retina Display. Așa, mai departe, 5 megapixel camera, 2 GB RAM, 2 GB quad core de 1,6. Și 2 megapixel camera din față. Deci uitați aici rezoluția, prezintă și pe cutie, 9,7 Retina IPS Display, 2048x1536. Așa, să ieșim din Antutu, People Launcher. Haideți să intrăm în browser. Să rulăm puțin browser. Încarcă foarte rapid pe browser. Haideți să rulăm un trailer HD. Da, să dăm pe Tor. Full screen, mai dăm o dată play. Deci rulează fără niciun fel de probleme Full HD. O să bag și am pe stick un video Full HD, o să-l băgăm un pic mai târziu. Haideți să mai încărcăm o pagină, să zicem ocazii.ro. A intrat în versiunea desktop, a încărcat imaginile și acum rulează fără niciun fel de problemă. Se mai dăm o dată, să vedem cum mai încarcă. Deci, încarcă foarte rapid și pe browser. Așa. Să testăm camera, dar este întunecat acum la mine. Da. Are autofocus. Haideți să rulăm un joc, să fie Real Racing 3. Necesită un procesor mai performant jocul acesta și o placă video. Să vedem cum se prezintă, cum rulează. Boxele sunt în față, deci sunt aici pe lateral. Nu știu dacă vedeți, este una aici și una în partea cealaltă. Aici.
Am încărcat. Am jucat deja o cursă. Așa, să mai dăm o dată să vedem cum merge jocul. Dăm pe a doua cursă. Race. Are și cameră pentru Skype aici în colț în față. Nu știu dacă se observă de 2 megapixeli. Foarte bună pentru Skype. Au, nu-mi place camera asta. Așa. Deci rulează fără lag. O să mai dăm drum acum la o cursă cu alți concurenți. Nu am nevoie de upgrade. Cum dau înapoi acum? Sunt nevoit să fac upgrade. În fine. 3900. 1.56. Va trebui să așteptăm. Dar display-ul, vă zic sincer, este impecabil. Se vede foarte, foarte clar. Apropo, este versiunea de 16 GB și suportă și microSD. Este pe undeva prin lateral. Este aici. HDMI, microSD, microUSB, încărcătorul, microfonul pentru Skype, căștile și cartela SIM. 1 GB de vizualizare sunt impecabile. Doar că mi se reflectă mie. Dar vă zic sincer, sunt impecabile. Au mai rămas 3 secunde. Așa, continuăm. Later. Race.
O să fim doar doi. Nu. Urlează-l fără absolut niciun lag. Să-l dăm un pic la o parte. Aoleu. Deci, ați văzut, nu are absolut niciun lac. Așa, să ieșim. Să închidem ce mai avem pe aici. Să vedem dacă avem ceva melodii. Media. Ce am înregistrat eu ceva, dar nu știu ce bătea așa. O să ștergem imediat înregistrarea. Camera, poza care am făcut-o acum. O să o ștergem. Pozele lui. Am zis absolut impecabil ecran, display. Așa, haideți să băgăm cablu OTG și să testăm pe stick, pe mouse. Și să băgăm și cartela de 3G să vedem dacă și-a setările automat. Unde am pus cablu? Deci să testăm pe mouse prima dată. După cum vedeți, merge și cu mouse-ul. Au, după ce am apăsat, ieșim de aici. Deci merge mouse-ul. Mai dăm, nu merge bine mouse-ul meu, mai dă două clicuri câteodată. Sau nu dă deloc, sau dă două clicuri. Așa, pe mouse-ul am testat. Să vedem stick-ul. Să-l testăm pe stick.
O să băgăm un stick. Și intrăm în settings, storage. Mount SD card. Deci NAND flash. Aveam eu un video cu trailerul HD, Full HD de la Samsung cu elicopterul. Stați să vedem unde găsim video. Nou video file. Din ce cauză? Trebuie activat ceva. Să dăm să vedem dacă e USB debugging. Acest developer option. USB debugging. Ok. Să mai încercăm o dată cu stick-ul. Deci, l-a văzut acum. Preparing storage. Acum ar trebui să fie. Da. Este trailerul Full HD de la Samsung. Haideți să derulăm un pic. Deci merge impecabil. Să ieșim de aici. L-am scos stick-ul. O să băgăm o cartelă de Digi. Hai mă. Stai că nu pot să o bag, nu am unghi. Dar am testat-o eu cu 6 perle automat. Nu trebuie să setați absolut nimic. Gata, a intrat. Intrăm pe browser, dezactivăm wireless-ul. Să dăm drumul la browser. Nu și-a luat încă setările. Trebuie băgat APN-ul și APN-ul de la Digi. Dar vă asigur eu că merge 100%. Atât pe astăzi.
O seară bună în continuare, o să las un număr de telefon în descriere și linkul de pe ocazie. La revedere!